O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. Bregman, istoric și colaborator la Correspondent, este unul dintre cei mai importanți tineri gânditori europeni. Ultima sa carte, Utopie pentru realiști, apărută în 2020 la editura Litera, a fost bestseller Sunday Times și New York Times. Cartea a fost tradusă în 32 de limbi. Bregman a fost nominalizat de două ori la prestigiosul premiu al presei europene pentru activitatea sa jurnalistică de la Correspondent. Convingerea generală adânc îngropată în gândirea occidentală este că oamenii prin natura lor sunt egoiști și conduși de propriul interes. În cartea sa Homo Sapiens, Rutger Bregman ne propune o altă perspectivă, că este realist, dar și revoluționar să presupunem că oamenii sunt buni. Iar argumentul de la care pornește autorul este acela că instinctul de a coopera mai degrabă decât a concura, de a avea încredere mai degrabă decât a nu se încrede, are o bază evoluționistă care merge înapoi până la Homo Sapiens. Dacă gândim rău despre alții, nu facem altceva decât să scoatem la lumină ce e mai rău în societatea noastră. În această carte, Rutger Bregman folosește unele dintre cele mai cunoscute studii și evenimente ale tuturor timpurilor și le repune în context, oferind o nouă perspectivă asupra ultimilor 200.000 de ani de istoria omenirii. De la adevăratul împărat al mușterilor la Blitz, de la o fermă de vâlpi siberiene la o faimoasă crimă din New York, de la mașina de administrat șocurile lui Stanley Milgram de la Yale, la experimentul din închisoarea celor de la Stanford, Bregman ne arată că încrederea în bunătatea și altruismul uman poate constitui un nou fel de a gândi și de a acționa pentru a ajunge, în final, la o adevărată schimbare în societatea noastră. Homo Sapiens de Rutger Bregman este o lectură care ne îndeamnă la o nouă viziune, mai optimistă și mai constructivă asupra naturii umane. O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. Doamnelor!